Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi, din păcate, fără italian, fără Armando, scuze. El a trebuit să plece din oraș. Nu-i bai, data viitoare. Mă, noi, acum, trebuie să mergem să ne ascundem. Așa i-am promis la ei. Mamă, este o mașină în spatele nostru. Stai că... Ia, că aici văd că se poate pleca. Ce cu mașina asta, mă? Ce cu mașina asta, băieți? Și ce cu ăștia? Hai repede, sunt... N-am făcut repede, n-am făcut și rost de arme, normal. Împreună cu italianu, da? Ce faci? Aoleu. Ce se întâmplă aici? Ce faci, mă? Tu crezi că ești așa de ușor și după pleci așa, ca și cum nu s-ar da nimeni seama? Desigur. Hai, ușa aia cu colegii, pregătiți-vă. Mamă, ce-a fugit de ei. Lasă-mă pe mine, primul. Atât zice că stai mare, șobolan. Șobolan ești tu, bă. Șobolan ești tu, mă. Liber. Unde-s? Grijă. Hai că n-are cum să vadă, Băi, sper să nu fim prinși, mă. Băi, taranule, unde m-a lăsat, mă? Asta, Armando, unde m-a lăsat? Am grijă că poate mi-au direct. Ia să nu fiu pe aici. Până acum tatu-i liber. Fii atent, coleg. Stai așa. Mă duc aici ce ne ias. Venit cu arma pe. Bau! Jucătoșii ceri, băi, ești nebun. Unde să ăștia, mă? Băi. Ia, hai să fugim. Ce? Stai pe loc. Arunca arma. Stai să mă pun pe jos. Colegul, unde ești? Colegul? Aici, vă vedeam în permanent. Mamă. Ce faci, mă? Tu crezi că ești așa, te duci și gata. Te tot duci. V-am văzut, dar am zis că poate vin jocul cu mâța și cu șoarcele nu merge. Nu. Am vrut să văd și eu ce în spate, nu veniți să luau șaormă? M-am belit-o. Dacă vrei, poate vii tu la o șaormă undeva. Unde și de ce? De ce tu mă urmăriți? Avem ceva... Ce aveți? Cel puțin important pentru tine. Păi și atunci ce... Haideți, ieșiți afară, când ați venit, tot așa, în măsură de siguranță cu mâinile sus. Dacă lăsați mâinile jos, vi le iau eu. Aș fi tot apăsat pe un buton de acolo. Mamă, Deci am gândul sunt ucigași sau cum? Cine? Tu știi ce butoane sunt acolo? Cine știe ce bombă activezi? Aude, aveți, trimite mașina la Dumnezeu dacă te rog. Ce mașină? Stai că o bag în pokeball, stai liniște. Și în care mașină mă pun? În asta. Tu scârbă mașină, mai aduce minte de trecut. Mă pun lângă tine sau? Vezi că e cam spartă. Da. Da, pun și eu centura. Putem fugi? Nu. Mă, că îți dau milioane, îți dau, mă, te îmbucățesc, îmbucățesc. Ce dracu, ești nou pe aici sau organizat sau ce? Nu. Nu ești nou. Păi și de cât te faci parte din ea, că numai nu te-am văzut. Unde merg așa, mă, unde merg? Mai încet, bă, mai încet, mă. Ce se fac dacă te trebuie, că uite și pe ăsta. Am înțeles, puf. Maica. Trebuia să urlă după ei. Da. Sper că vin și cel. Da. O să vin, o să vin. N-au văd nimic din mașină. Trag în ea. Plus, cărbă, nu pot să mă piș... să mă piș pe ea? Da, taci. Nu tac. Cine știu să tac? Liga la mă, m-a prins, fiindcă tot eu să tac. Băi, mi-aduce minte de vremurile alea mai ciudat un pic. Când umblam și eu cu mașinile astea și... Nu mai vreau să mai aduc aminte. Domnul de butonul ăsta de aici ce face? Ne am găsit analizator. Ce? Nu a apăsat. De ce nu? Ai nu a apăsat. Nu.
Nu a pus că e periculos. Parcă n-am fost la construcția mașinii, dar... Așa, da. Cred că patru nu te-ai născut că n-am fost la mașina asta. Scărbă. Ce mă, Tolinzi vaca pe capă și vorbești cu mine. Pe tine te-aș angaja la struguri, mă. Vezi că te-ai cam lovit. Dă-te jos. Păi ce facem aici, mă? Domnilor? Ce o să facem aici? Domnilor, mâine ne sunt, vă rog. Da, un pic, așa. De acum nu mai lași mâinile jos, pentru că... Da, mă dor mâinile. Trebuie să ai apese scară mâinile cu picioarele. Să le bagă ție. Nu vă uita la curul meu, mă. Domnul, ține-mă ușa deschisă, că altfel las mâinile jos și nu vreau să mor. Împinge eu cu cap. Împinge tu cu altceva, bă. Aole. Deja trebuie să-i dăm un... Te văd că e foarte creativ. Să mă oră, nu înțeleg de la ce lagul ăsta. Păi și da, unde puțin mă duceți? Vino, da aici unde ușa. Aici, aici. Că bă, că nu-ți face cap. Hai, că legă, duce. O, lume nouă. Cine ești, mă? Hai, dă-i aici. Hai, dai după colegul meu, că stăm de vorbă jos. Păi cine ești? Aici. O să afli. Colegul, las că pregătesc eu lucrurile aici. Să mă duc, mă. Da, da. Da, trece înăuntru. Păi, începe pe scaun. Stai un pic, mai greu. Mai greu un pic. Ador picioare, ce se întâmplă aici? Deci, de ce mă chemați înapoi? Păi vrem să te la arături, că avem o problemă. Ce problemă? Na, problema mai delicată. Dacă n-ai de gând să cooperezi, o să îl omorâm pe copil. Ce copil? Hai după. Colegul, du-te și adu-l pe copil. Mamă, ce e cu copilul ăsta, mă? Nu-l mai știi, nu? Nu-l mai știi? Nu. Tati? Tu reții greu și uiți repede. Ce cu ăsta, mă? Ce se întâmplă aici? Asta-i prietenul lui tati. Ce prietenul lui tati, mă? Știi cine-i tati? Nu-l mai ține minte pe copil? Nu. Eu să-l cunosc. Păi, na, ați plecat de mult timp împreună, mă gândeam că îl știi. E cam murdar un pic pe la gât pe acolo, nu știu ce zic. A cui e? Cam foarte mult prieten. Ce e italianul? Nu e al lui italianul, italianul. Practic italianul crește, dar nu știu dacă e al lui, pentru că, na, masa e baza boancă, etc. Știm și noi asta. Armando! Nu știi pe tate, Armando. Toți ați dat în masa. Da, ce? Armando îl cheamă pe tate. Nu știu ce zic, că nu prea semeni cu el. Păi și ce, nu, ce vrei să fac eu cu copilul? Ok, Armando nu e în oraș. Da, da, este copilul lui care poate să... De pe cealaltă parte. Dar bine, și eu de unde să știu că asta e copilul lui, că eu nu-l cunosc. Deși suntem prieteni de o viață. Adică ți-asum tu dacă moare sau cum? Nu mi-asum eu, dar... Nici nu vreau să mă asum, Doamne ferește, că nu vreau sângele unui copil pe mână, dar... Nu, ce vreți pentru el? Trebuie să aveu cumva, nu? Băi, a prins copilul Armando. Băi, te-am certat cu organizație de când ai plecat. Ce organizație, mă? O să-ți povestesc mai multe. Păi și șeful pe unde? Eu sunt înlocuitorul șefului momentan. Pă, scârbă, dar unde e șeful, mă? Șeful e plecat din oraș și are niște afaceri de rezolvat. L-ați omorât în Anglia, în Anglia. Dacă vă prind că l-ați omorât, vă te arătați gâtul. Nu l-am omorât, stai liniștit. Bun. Ce mă pot spune, mă? Mă, asta nu înseamnă cu Armando, mă, ce cu voi, că ăla e mai negru un pic. Armando e mai da, prost. Da, dacă mă, ăsta era albă, e negru, na, cine știe cum a ieșit. Poate chiar nu fi al lui. Mă, cum te cheamă, mă? Bunica a mâncat Oreo când l-a născut pe Armando. Mă, am înțeles. Cum te cheamă?
Dacă pot să întreb de voi, mă puteți lăsa 2 minute aici? Singuri? Nu, 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 că poate dai cu ceva peste... Vă scârbă. Ce, cu ce să dau, mă, că nu dau un copil, mă, ești nebun. Nu, poate... Mă, cum da, te cheamă, mă? La alt dat. Așa, cum îl cheamă, mă, pe copil? Gheorghiță. Gheorghiță. Ești cuciul lui Normando, mă? Da. Mă. Bine. Băi, copilul e puțin spus că mai deștept pe el, ce? Asta, Cheliosule, negrule. Spune. Te ajut. Dar cu o singură condiție. Care e? Ca după aia să mă lași pe mine copilul, dacă se dovedește că lui oricum o să face niște teste, să... și pe Armando să plecăm de-a totului. Să nu ne mai căutați. O să mai mă gândesc la chestia asta. N-ai cu ce, stai liniște că dacă iau o armă, sunteți 3 morți de aici, 4. Au, nu, e Georgia. Dar nu cred că ești pe postura să poți să vorbești. Ba da, pentru că eu când am fost în, în organizația asta, voi nici nu v-ați născut. A, uite care e faza. Copile, o cunoști pe doamna aia acolo? Pe cine? De pe dulap? Doamna de pe dulap, îți seamănă cumva cineva? Nu, 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 nu. Uite, eu știu pe doamna aia de la piciorul tău. O cheamă Georgiana. M-ați bătut cu ea. L-ați bătut pe copil, mă. L-ați bătut pe copil, mă. Stai că a făcut atac de o care. De ce ați fost agresiv cu copilul? Mă, l-ai bătut pe copil, mă. Eu nu, tu eu am fost cu mine. Uite, asta cu el ne-a bătut la fi. Destrânge roții. Mi-a dat cu Georgiana. Mă, tu pe tot ăsta, mă? Asta-i Georgiana, uite asta. Copilul, du-te, te rog, la peretele ăla. Da, și de sus și picioarele și perfect. Acolo te rog. Du-te, mă, la perete acolo. Dumnezeu vostru. Ce faceți, mă? Dumnezeu, că vă dau la tăți fiecare câte una. Nu mai atingeți de copil, mă. Și tu vrei, mă. Da, Dumnezeu. Placă, mă. Aici. Unde ești, mă? Aici. Dumnezeu, mă. Poate a luat, mă, luat. Copile, pentru tine fac asta. Dumnezeu, trebuie. Puneți-i cătușele, mă. Dați-i la mâini și puneți-i la mâini. Dumnezeu, tot de copil. Bă, omorâți-o pe ăla, mă. Ce, că noi trebuie să se merită pom de la tare. Merită pom. Te-ai bag din aia la mână? Bă, ce dă, mă, târgu cu n-a. Mă, fugit, am fugit. Bă, fuge, stai fuge, fuge, fuge. Stai că nu fuge, pot să... Fuge. Stai că nu pot să fug, unde mă ascund? Aici. Dă-i, 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 dă-i cu curent, dă-i cu curent. Mă pun aici, aoleu. Bine, cooperez. Te bag din aia pe cap sau din aia la mâini? E din aia țopație, mă. Eu aș zice să-l luăm și să-l mai lăsăm puțin în camera de tortură să mai gândească. Lasă că accept. Dacă mai am două perversuri din aia, să mor eu de nou. Hai, ia și pune-l în camera de tortură. Pune și pungă. Trebuie să tratăm altfel cu el. A făcut copilul, a făcut copilul. Dacă e prost. Colegul, du-te după copil. Dacă e prost, ce să-i fac? De unde ai venit? Copile... Te-ai trebuit tot de unde ai venit, mă. Copile, unde ești? Stai că nu pot intra. Ce de... Stai că te pic de la spate cu ciocanul. Ai grijă că... Că ai grijă pe cine împinge, mă. Mamă... S-a fost zor de locurile astea, nu? Aici te-am torturat pe tine prima dată, nu de alta. Da, să pun la pula, am făcut ce? Ceva, dar hai să ne abținem. Ce, vrei să mă pun aici jos sau ce? Da. Tu, păi, e tu. Mă, eu accept. Și cu ce organizație trebuie să ne bate sau cine să ia? Păi, poți să arăt dosarele sus. Noi, bai. Da, bun, se face o mică schimbare. Lăsăm copilul în viață, dar numai dacă te întorci de tot, definitiv, fără să mai faci vreo figură. Stai un pic, o să revin. Vreau să mă gândesc, ok? Bun, până atunci,
Olegu, hai să legăm de scaun. Lasă-mi două minute ca să... Da, că sunt cu ușa cu totul. Sau așa, ca să nu fugă. Lasă-mă vă două minute ca să... Mă gândesc. Bă, am fost prins și ăsta e scaunul nostru. Trebuia să acceptăm, pentru că e copilul Armando. Trebuia să accepta adevărul. Deci nu am ce face. Mă scuzați de râsul ăla, dar... Bine, oricum probabil îl voi edita. Dacă v-a plăcut acest episod... V-am pupat. Salut! Apropo, să nu uitați de like și subscribe. Dacă sunteți noi pe canal. Pa, pa!